dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sunt Adriana Olcan. Suntem în Toledo, în Spania, și de aici o să mergem în Madrid să încărcăm pentru Barcelona. Haideți să mergem într-o nouă cursă. Avem acolo doar capul tractor. Mergem în Madrid să luăm și semiremorca ca să o ducem în Barcelona la descărcare. Haideți. Și motorul, pauza o avem deja, avem 11 ore, aproape fără 4 minute. Trebuie să băgăm AdBlue, da? Că nu mai avem iubi. Da. Fii atent că deja ne anunță. Sunt 32 de grade afară. Mor de cald. Să facem un pic de curățenie, să suflăm un pic pe aici și ne pregătim de plecare, da? Până când se încălzește motorul, haideți să verificăm o mașină pe car vertical, pentru că m-a rugat un băiat să verific această mașină și sigur o să vadă vlogul. Este vorba despre un Volkswagen Polo, aici avem seria de șasiu și să vedem, mașina nu a fost furată, kilometrajul nu a fost dat înapoi, situație financiară și juridică bună, dar unei se pare că mașina a fost și lovită. Avem aici poze cu mașina, deci acesta este Polo și cu ea lovită. Deci se pare că a fost în partea din spate, bara din spate lovită. Iar așa este reparată mașina. În aceste țări mașina a fost verificată dacă s-a găsit furată, dar nu a fost. Kilometrajul nu a fost modificat. Deci este ok. Vehiculul a fost avariat de 2 ori. Ne mai arată și că mașina a fost înmatriculată în Italia și a avut lucrări de întreținere în Italia. Deci dacă aveți și voi o mașină de verificat, intrați pe car vertical, o să aveți linkul în comentarii și verificați-vă mașina. Aveți acolo și cod de reducere, vă aștept acolo să verificați mașina, orice mașină doriți. Bun, acestea fiind spuse, hai să ne pregătim de plecare. Că s-a încălzit și motorul, uite aici colegul dă cu spatele, sper să nu ne lovească. Să ne reglăm aici scaunul, centura, volanul. Se dăm bătaie că avem 43 de km până la destinație, ar fi 40 de minute. Dăm deschidere program. E cardul meu băgat, nu, iubi? Da. Locuri, începere, Spania, Castilla La Mancha. Da, hai. Plecăm, 33 de grade să fim, fai de capul meu. Cred că e cardul meu. Crezi că e cardul? Da, da. Am uitat, cred că nu l-am schimbat. Bine, ca acum zici. Scoate-le să vedem. Hai să ne convingem să vedem. Nu știu dacă l-ai schimbat aseară când am ajuns. Nu mai știu exact, dar cred că e a meu. Da, e al tău. Deci am acum o nefăcută de asta. Ne-am adus aminte. Făceam o nefăcută de asta, nu? Da. Bine, hai că le schimbăm. Schimbăm și plecăm. Gata, ai schimbat cardurile? Da, acum că s-au încărcat, hai că dăm puțin în spate. Da, așa frumos. Colegul a oprit aici că merge? Nu merge. Hop, 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 că nu merge. Nu merge. Nu merge. Încet, 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 așa. Hai că mă îndreaptă. Da, îndreaptă-te, îndreaptă-te. A oprit aici colegul care de încărcare de aici, cred că. Da, sigur. Dar nu știu, nu se parchează, că are spațiu, nu se merge să se parcheze frumos. Să nu mai încurce lumile. Da, hai că merge. Thank you.
ce rachetă, suntem doar cu capul tractor. Da, e bine că nu avem remorcă. Wow. Oricum și cu remorcile de Amazon, e ca și cum... Suntem goi. Da, ca și cum nu avem încărcătură, pentru că... Practic, nu e greutate deloc. Nu e deloc greutate. Și atunci, zburăm. Să mergem la Barcelona. Când avem descărcarea la Barcelona? Astăzi. Astăzi, nu? Da. Deci trebuie să fie în rachetă. Da, da, da. Cursă rapidă. Sperăm să fie încărcată remorca acum când ajungem, numai să o luăm și să plecăm cu ea. Dacă nu, trebuie să mergem în sala de așteptare să așteptăm să o încarce. Avem și o cafeluță acolo, vedem. Da, acum să vedem. Poate încărcată, poate nu. Depinde. Acum avem norocul. Da, acum e norocul. Aici e și autostrada, nu? Încă nu. Aici întoarcem. Da, 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 aici e autostrada. Ah, trebuie să întoarcem invers să mergem. Da, da. E chiar aici. Da, da, da. Imediat, imediat. Am crezut că aici deja intrăm. Păi aici e. Aici autostrada merge pe lângă ea. Da, chiar aici. E gata, deja intri. Da, perfect. Mai nici o cafeluță n-am băut astăzi. Oh, Doamne! Lasă că ajungem și bem acolo. Sau, dacă... sau prepar aici, nu știu. Da, vedem. Dacă e remorca încărcată, nu mai bem acolo, bem aici. Da. Depinde. Și suntem pe lângă Madrid. Un pic de aglomerație avem aici. E chiar mare? S-a terminat. A fost mai devreme puțin. Au luat-o prin dreapta mașinile, s-au împărțit aici drumurile. Dar imediat ajungem. 4 km suntem acolo. Da. Deci e ok. Și m-a luat și foamea. Da, ți-e foame? Da. După ce terminăm de încărcat. Speram să nu zici asta. Dar ce vrei acum? Hai că oprim aici și... Oprim aici pe banda de urgență și mâncăm. Da. Pregătim ceva să mâncăm. Nu, las că după aia mâncăm liniștiți. Da, după ce terminăm de încărcat, ieșim din Madrid și pe urmă. Uite, aici era aglomerație. Da, deja... Acum se împarte drumurile. Nu se mai despart. Da, am ieșit și noi de pe autostradă. Da, suntem pe la sensuri. Și ajungem. Da, e chiar aici. Betoniera trebuia să lucrăm noi. Să învârtim betoniera. Hai să mă duc. Da, că suntem racheta. El are timp. Cu betonul, că nu-i se întărește. Păi nu se întărește, că se învârte. Ajungem, da. E coloană mare aici, avem de stat la rând. Da, avem de stat, sunt multe camioane, remorci. Unii rândul. Chiar aici. Pe stânga? Da. Deci aici e rândul. Da, chiar aici e rândul. Merge frumos în spate și așteptăm, n-avem ce face. Așteptăm până ce mi-e vine rândul. Pare că se mișcă greu. Dacă sunt atâtea camioane. Avem de stat. Avem de stat. Hai să vedem ce mâncăm.
Zici că ți-e foame? Mi-e foame mie, da. Parcă nici ce ai acolo? Parcă nici cafea nu mai merge. Pizza. Vrei pizza? Calțone, din ăsta, da. De pui. Hai că băgăm asta să-l încălzim. La cuptorul cu microunde. Și să mâncăm până când ne bagă. Apucăm. Se pare că mai avem de stat. Pregătești? Da. Buf! Ce-ai lipit-o? Să pornim aici invertorul și să băgăm la cuptorul cu microunde. Aici pe... 5 minute. Stai așa să văd. Start, dai 5 minute. Bine. Așteptăm să se facă. O să scoatem un pic de maioneză, nu? Da. Gata pizza? Gata. Frige. Aici numai gadget-uri avem. Frige, frige. Jocuri și GPS-uri. Nu prea să fum. Tăiem. Tăiem așa. Nu mai trebuia lăsată. Nu cred. 5 minute. Tu zici că mai trebuie? Vrei să mai băgăm? Nu prea se vede topită brânză, nu știu. Poate că da. Ce? Poate e gata. Eu cred că e topită, uite. Da. Vezi? Mm-hmm. E bine, e bine. Așa. Maioneză, nu? Avem aici. Și gata. Haide că acum intrăm și noi. Am ajuns și noi cu grămare. Am ajuns cu grămare la poartă. Bine, dar măcar... La prima poartă. Am terminat și de mâncat. Păi că aici nu știu... Bă, bagă-te aici primul. Păi așteptești să văd care pleacă. Știi? Păi da, dar uite că vine și colegul în spate. Păi și ce să-i fac eu la colegul? Așa, da, e bine. E bine. Hai să vedem care merge, te duci tu. Mai avem câte doi în față și pe urmă urmăm noi. Încă mai avem de așteptat un pic. Da, puțin. Și hai de s-a aici. Liberat aici. Mergem aici frumos, la rând. Dar aici e stop. A trasat linii noi, a făcut pe aici treabă. Da, nu avem voie să... Trebuie să lăsăm linii. Trebuie să lăsăm loc de bună ziua, nu? Da. Iar așteptăm. Mai așteptăm puțin, da. Și gata, suntem noi. Și okay, stop. Da? Gata, haide că intrăm. Mergem să ne parcăm, nu e gata reburca. Deci avem de așteptat. Da. Ua. Ce te vaiți atâta? Mă? Zici că ai urcat dita mai deal. Așa faci. În cât așteptăm? 46. Știi să parchezi? Avem aici un 46. Da, deci chiar lângă remorca asta, nu? Da. Și mergem în sală de așteptare și pe urmă luăm remorca cu numărul 31. Da. Când a fi gata? Nu știm când. Vedem. Mergem, bem o cafeluță. Da. De mâncat, am mâncat. Da, perfect. Trec roțile de... Da, trebuie să treci. Gata, e bine. E bine. E bine? Da. Nu sunt pe... chestia... Nu, ești bine. Bine, atunci, hai.
Josuc! Plecăm! Ce te plimbi așa prin curte? Trebuie să punem asta la rapă. Da, în față. Aveam grămadă de oameni în față, lateral. Am venit în sala asta unde... Nu-i nimeni. Sunt mai puțin. Avem aici cafeluța. Cafeluța? De data e și un telepas din ăsta. P.U.S. P.U.S. Dar eu ce am zis? Telepas. Telepas. Un pager. Da. Era un pager. Când sună asta, înseamnă că suntem gata și plecăm la camion. Mergem după chei și la camion. Aici, nu mai sună. Aici este parcarea. Fața. Da. Avem și remorci de Galați. Cine e din Galați? Uite acolo Galați. Da, sunt de Galați aici aparcate. De Bistrița Nouăs? De unde suntem noi? Păi așa e firma Galați, așa se numește. Ia uite camionul nostru, mică, nu l-am văzut. Acum îl văd. Uite la ei mai. Uite cum stă ca prost acolo singur. De fapt mai este unul lângă noi, singur. Îți dai proști. Da, stă singur acolo și ne așteaptă. Da. Asta e, așteptăm. Aici vă sunt colegi. Așteaptă și ei. Mai bine o cafeluță, mă duc să-mi mai iau o cafeluță și eu. Ce cal și bine e. E cal și bine. E cal și bine. E crimă. Canicula. Hai de mine, 14% aveam AdBlue. Hai, te duci tu să cuplezi? Da, că trebuie să mă dau jos, că, să merg. Da. Și urmă mă bag la volan și să plecăm, hai de mine. În rampa? 31 aici. 31. Da. Asta e a noastră... N-are mărcuță. Of, Doamne ferește. Mor de cald. Așa, trebuie să dai mai în jos. Uf. Am dat? Da. Adică ai dat mai în jos, te-ai băgat sub ea? Eu dau tot timpul cam 40, minus 40, minus 50, cam așa. S-a cuplat. E bine, o sunat. Cumpăm în față. E ok. E ok, s-a cuplat. Legăm cablurile și racheta. Mamă, ce-l durează. Ce-a trebuie? Ce-a trebuie turat? Reglează. Ce trebuie, sus, jos? E bine. Perfect. Mamă, ce cald e, mă ori. Câte grade? 37. Nici nu sunt multe. Putea să fie și mai, să fie și mai multe, nu? Da. Gata. Care morca plecăm? Ai că ajunge la poartă? Am pus și sigiliu. CMR? E virtual, e pe telefon. Da? Da. L-am verificat, e ok? Verificat. Deci nu ni l-a dat în foaie? Nu, nu. E bine, e virtual. Aici cu Amazonul nu prea... Îți trebuie CMR să ți-l dea în mână și pe telefon, e ok. E valabil. Dacă faci național. Din rampa 31. Mai tare aerul. Ne ascripsiem.
Și gata, s-a deschis porțile raiului. Da. Vai de cap. Mergem. Mergem să alimentăm. Avem de pedalat 637 de kilometri. Avem de pedalat. Da, aici e dreapta, că uite, eu făcut ieșire acum. Ieșirea aici direct. Cum mai apucă condusul. Ia apucă condusul. Da. Când venim noi. Da, se sparge coloana mereu când ieșim noi. Se sparge coloana. Deci avem 637 km. 7 ore 40. Da. Perfect. Mergem să alimentăm. În 3 ore 50 ajungem la Peco. Alimentăm. Și pe la 10 ajungem la descoperire. De fapt, stai că trebuie să-și alimentăm. Da. Pe la 10. 10 jumate, da. 10 jumate. Cam așa. Trebuie să fim la 10:50. 2 ore am stat în sala de așteptare, 2 ore. Da. Așa fac ăștia când ajunge aici la Amazonul ăsta, te ține până ce e oara de ieșire. Nu cumva te-ar încărca mai repede. Pe ca să nu ai mult timp de pierdut. Da. Să fii la fix. Trebuie să băgăm și AdBlue și motorină. Da, alimentăm de toate. Numai bine că ne schimbăm. Că mai avem 28% motorină și 14% AdBlue. Ne ajunge AdBlue? Da, cred că da, dacă nu ne ajunge, băgăm de oriunde. Trebuie să ajungă. Dacă 490 ajunge, de kilometri și avem 300. Dacă ne ajunge, băgăm de la Zaragoza. Dacă ne ajunge până acolo. Da. Avem un pic al nostru. Băi, ăștia cu mașinile mici nu au un pic de răbdare, mă, se bagă aici pe lângă tine. Nu știu, măi, cu camionul trebuie să te bagi un pic și pe banda cealaltă ca să poți să... Nu, e... Ca să poți vira normal. E aici, pe lângă tine, se... Nu, no, puțină răbdare, câteva secunde. Se strecoară pe lângă tine, pe aici. Aici o iei, la prima. Nu te lua după GPS, că nu te duci bine. Așa, aici, la prima. Da, de ce nu ne duce bine? Da, eu știu, nu prea. Nu prea are chef de lucru. Nu prea are chef, nici el. De câte ori am încărcat, știu acum drumul pe de rost. Nu mai trebuie GPS, da? Ne place să știm când ajungem. Păi normal. Cât avem de pierdut. Clar, ne arată și becurile și tot. Da, și parcările. Imediat, în 2 km intrăm pe autostradă. Aici mergem paralel, pic. Da. Autostrada. Mamă, ești în tunel. Da. 600 de metri are tunelul sau 7. E micuț. Sperăm să nu prindem aglomerație, nu știu ce e pe aici. De ce merg așa încet? Ăștia cred că ies. Da. Păi sunt 3 care... 3 merg în stânga. Da. Aici e pantă. Eu cred că nu prea e greutate deloc, nu avem. După cum urci. 3,7 tone. Hai de capul meu. De asta urci așa. Nu, că s-a furcat. S-a furcat, da? Da. Și eu am crezut, dar am văzut că o și semnalizat. Și el a crezut. Și el a crezut. Și noi și el. Mai iese sau nu iese? Nu mai știu cum iese. Nu știe nici el acum. Nu cred că ies. Nu iese. Nu. Oricum merge cu 86. E bine la Scania că-ți arată cu ce viteză merge mașina din față. Ți-a făcut.
face. Dacă a pus să-l depășești sau nu. Exact. Ai băut cafea înăuntru? Am băut. Toată? Nu chiar. Aproape toată cafea și un ceai. Aproape tot. Și vă trei cappuccino? Nu. Atât. Cafea și ceai. I-am băut o cafea cu lapte și una... Fără? Tot cu lapte, dar mai mică. Ah. Aici se spune cortado. Adică mai tare, puțin, tot cu lapte, dar e mai puțin. Cantitate. Mai concentrată. Da, e mai concentrată puțin. Da, s-ar putea să nu prindem aglomerație. Mai e ora 2:20. Da, acum... Acum ies de la lucru. Poate încă nu. Poate pe la 3. 3-4, cam așa cred. Deci nu aveam cum să nu vă arăt acest peisaj cu munții ăștia portocalii, deci efectiv sunt portocalii. Așa este cam tot pământul de aici din Spania. Portocaliu are așa culoarea asta mai roșiatică. Hai să ne băgăm aici să depășim și pe colegul, că noi suntem glonți. Și tot pedalăm, tot pedalăm, uite aici și aici munții ăștia portocalii. Am trecut de el, ne băgăm pe banda noastră. Sunt superbe peisajele, cei drept, și vremea ține cu noi. Mai am eu un pic de mers și pe urmă ne schimbăm. Mai Ele... poți? Da, mai pot. Mai avem... puțin, nu? Mai avem fix 3 km și ne schimbăm. Pe urmă mai ai tu, iubi, 4 ore și 18, da? Da, e bine. Te încadrezi. Da, da. Ei bine, că am ajuns până la urmă la pack-ul nostru aici. Că mai avem 7% AdBlue și mai avem 21% motorină. Deci am ajuns, am ajuns cu bine. Da. N-a rămas pe drum. Bine, puteam să fiu alimentat și mai repede, dar am spus să ne și schimbăm aici. Da, 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 ăsta a fost la fix. Eu aș mai fi avut 2 ore și un sfert, dar na, dacă e aici pe coul... Da, ne schimbăm acum așa. Ne schimbăm și am scăpat de grijă. Și te duci tu până acolo, nu mai am treabă cu condusul. Gata, ești liberă. Gata pe azi, iuhu! Deci fii atentă, 31 de grade afară, să vedem cum alimentăm noi pe căldura asta. Mers, da. Mers pe locuri să fie, o să fie mai 35. Da, da. 35-38, sigur. Da. Aici, într-un kilometru e și... Da, chiar aici e Peco? Hai, pe aici ne băgăm. Peste post. Da, chiar aici, peste drum. Bună area. Aici n-am mai fost la Peco ăsta? Mergem acum. Mergem prima dată acum. Am alimentat, dar la altul. Puțin mai încolo. Da, ăsta e nou, ăsta e nou. Se vede. Ține-te că te răstor. Mă răstor. Bunaria e și fabrică, și Peco, și... restaurant, și supermarket, de toate. Așa, un pachet. Da.
Da, tot înainte. La ultima. Chiar ultima. Îs mai multe, îs 3. Da, tu du-te la ultima. Văd că sunt 3, da. Perfect. E ok, gata. Da? Da. Hai să schimbăm și carturile. Aoleu, că deschis ușa și vine o căldură de afară. Schimba cardurile, hai să vedem ce faci aici, iubii. Hello! Hello! Care-i treaba? Acum am băgămat blu și gata, am reimplementat cu motorină. Motorină ai băgat? Am făcut tot. Am murdărit aici. Da. Ce faci încă ai murdărit? Știu. Am pus aici cleștele pentru pinul mare din brutat. Ah, și să nu-l ții tu cu mâna, nu? Da. Ai pus cleștele aici, o manevră. Da, normal are de băgat acolo găuri, de băgat ceva, știi, ca să blocheze. Și moare. Unde e rezervorul de AdBlue? Păi e chiar acolo. Deci aici e doar conducta? Jos. În ăla? Da. 120 de litri. 120 de litri? Da. E partea cealaltă. A, am vrut să văd. Mă gândeam unde-i. Wow! Ui, da. A dus sticla. Asta e pradă, domnule. Asta e manevră pentru că, uite, am și eu magnet. Fii atent cum e AdBlue. E transparent. Ce magnet ai? Asta care l-am pus. Oh. Mai mult de pe jos. Așa se întâmplă pentru că nu are aer destul. E cam nasol că l-a făcut acolo pentru că nu da, are aer. Da, e distanța prea mare. E distanța prea mare și când aproape e plin, deja e dat afară. Și de asta am, ăsta e al meu, magnet, că altfel nu merge. Ai, ce tare. Da, are înăuntru, vezi, dar nu mai pot să alimentez pentru că mi-l dă afară. Așa că trebuie de la distanță. Și de unde ai tu magnetul ăla? Ai, e pe acolo, am cumpărat de mult, da? 4-5 ani, da. Mă, ce tare. De mult. Să nu uiți aici creștele, că-i bai. Ai altul și pune-l acolo cu parlantul ăla. Am uitat odată capacul. De fapt nu l-a uitat, l-ai lăsat aici până când ai alimentat și cu pompa s-a dus jos. Nu l-am mai găsit. Îl pun aici, creștele, oriunde? Da. Ce avem noi aici? Bradă de scule, mânuși, cârpă de șters, Adidas. Of, Doamne, dar câte n-avem? Dar de ce să nu avem? Închid aici sau mai vrei nu, să... Nu, trebuie să bag mânușile. A, mânușile, da. Magnetis. Remorca asta de Amazon toată e ciuruită. Cum e ciuruită? Aia aici, în față, e ștearsă toată. E cu negru, e cu, nu știu. Are două axe, e bine că e ușurică, e foarte, foarte ușoară remorca. Vezi, mai avem sicinul spate, mai este, mai avem marfă. Păi cum să nu avem marfă, că nu cred că au umblat hoții după noi în mers. Hai să vedem cum arată aici. E cu rulou. Și ăsta este sigiliul. Când ajungem la descărcare, îl taie ei. Și deschide ușile. Mai intră? Intră, a intrat. Poți să te uiți puțin pe partea cealaltă. Păi de ce? Să zici dacă mai trebuie să bagă. Tocți un pic, că mi-l dă afară. Tot intră? Da, tot intră, dar puțin. Să mă duc pe cealaltă parte să văd cât a... ai băgat? Sunt 88 de litri. Da. Mai bagi? Bine. E bine. 90.
facem momentul să plătim, mergem la baie și plecăm mai departe. Uite acolo și spălătorie de camioane. Ce-i drept, ar trebui o băiță, că e cam dezastru de la muștele de pe drum. Uite, și pe aici. Ui, de capul meu. Tot e pictat. A venit doamna să deschidă? Era, da, era închis la baie. Era închis, a venit doamna. Majoritatea pecourilor, mai ales toaletele pentru femei, sunt închise cu cheia. Trebuie să te duci la ei să le ceri cheia. Dă mai încet un pic aerul. Că sună tare. Așa, ce liniște. Deci la majoritatea trebuie să le ceri cheia la femei. Da, ca să nu intre bărbații. Să nu intre bărbații, da, să fie mereu curat. Că na, femei cu mâți mai puține. De asta. Mai puține femei ca bărbați. Pe camion sigur. Ai schimbat cardurile, nu? Le-am schimbat, da. Poți să te duci. E bun pe acesta, e mare. Da. Aici spre... Madrid, Zaragoza. Să nu iei spre Madrid iar. De ce? Mergem înapoi. Nu vrei la capitală? Nu mai vreau, că am fost odată. Spre la viitoare sigur venim iarăși. Dumneavoastră asta nu mai. Super. Și după în concediu. Mai avem săptămâna viitoare de lucru și pauză. Încă două. A, încă două, scuze. Da. A, prea repede vreau să plec. Încă două mai sunt. Sunt două. O nimica toată. Trece repede. E bine că e lângă autostradă, deci în... Da, e... E pe cealaltă parte, dar na. Ăsta e nou, e nou făcut. Da, se vede. Gata, de acum se duce Leon. I-am pus acolo semințe să mănânce și a scos el o apă. Păi erau 4 ore și 18, nu mai sunt numai 4 ore și 2 minute. Da? Da, uite, a scăzut. Da, las că e bine. E bine că te încadrezi, ai atâta la dispoziție. Da, e bine. Full, 100% tot, racheta. Da. Consumul 19,1. Da, 19% consum. Uite ce panoramă, ce ai pe acolo? Chei, treburi. La rezervoare. Dar ce avem aici? Se pare că avem un accident destul de grav. Un camping. E făcut praf campingul, balustrada de pe stânga, iar uite aici oameni, copii, toți lângă. Dar e bine că eu cred că n-a pățit nimeni nimic. Ambulanța încă nu a ajuns, nici poliția, deci e recent întâmplat. Campingul cu această mașină. S-au agățat unul pe celălalt, nu știu care-i treaba. Dar ce cauți iubi pe banda a doua? Zrachetă! L-ajung pe băiatul și... L-ajungi pe băiatul? Da. Cât mai avem? 130 de kilometri. Oră 37. Te încadrezi să ajungi? Da, mai rămâne încă. Și rămâne. Uite mă ce repede mă depășești. Uriașul în umbră. Ce soare avem acolo? Cam da. E 8 jumate și e soare. Sunt 27 de grade. Nu, îți dai seama? Ce frumos. Chiar îi plăcut. Da. Super! Iuhu! Imediat ajungem! Ajungem și gata!
pauză. Uite ce verde e pe aici, vezi? Da, chiar e verde. Zici că suntem în România. Am scăpat de uscăciuni sau nu chiar? Așa. Și părăsim autostrada în 600 de metri. Da, în 2 km jumate ajungem. Chiar aici e Amazon, chiar lângă autostradă. Suntem la Barcelona. Ura! Da, și ajungem. Mai am 39 de minute. A trecut repede timpul, nu? Da. Nu ți se pare că a trecut repede? Foarte repede. Așa? Chiar foarte repede. Hai să vedem unde e Amazonul ăsta, cu o singură dată a mai fost. Acum ar fi ceva să nu-l găsim, nu? Ah, cred că știu, atunci când nu știam pe unde se intră și eram la limită. Exact. Exact, ăla e. Da. Știu. Ce aici în dreapta, da? Da, du-te după GPS, că te duce bine, cred. E poliția aici, văd că? Da, și ce, că și noi avem lumini albastre, nu doar ei. Cum ar fi să ne oprească pentru lumini? Dar am noastră nu sunt albastre, că sunt turcoaz. Da, au plecat, sunt pe motoscârțe. Acolo sunt. Da. Sunt pe motoscârțe. Crezi că aici e unul cu trotineta, să nu luăm? Trotina asta. Cred că trebuie să mergem în sala de așteptare ca să ne descarce remorca asta, nu? Da. Da. Și pe urmă ieșim cu ea afară. Exact. Nu le-o lăsăm lor, că cine știe ce fac cu ea? Dacă o strică. Glumesc, să curse unde trebuie să o lăsăm la ei și curse în care nu trebuie să o lăsăm, trebuie să ne descarci doar și... Da, depinde. Plecăm cu ea. Rămânem tot cu ea. Aici la dreapta zice că, uite ce sens, improvizat. Ai, da, și GPS ne duce stânga, dar noi trebuie să mergem în față aici, pentru că nu poți să interzis. Da, aici interzis, da, stai că avem cedează trece, da? Liber dreapta, dar oricum e sens, de fapt, da, e bine, aici ai sensul, de aici vin. Nu știu unde ne duce GPS pe aici, pentru că e... Sensuri, e interzis. Cine știe ce vede el acolo? Ce vede, dar nu știm ce. Aici la stânga. Așa, aici accidează. Liber acolo. Liber dreapta, liber. Am pus tâlpi. Pe drum să nu te poți parca. Aha, exact. N-ai voie să parchezi. Încet, că aici sărim. Uite ce mare e resaltul ăsta. Așa, și aici la stânga trebuie să iei. Sănătate. Si. La stânga, da? După. Cred. După. Ba da. Du-te și aici e stânga. Următoarea? Nu. Ba da. Unde? Aici. Păi normal, pentru că aici era interzis. Aia am zis că după o iei stânga. Da. Pe aici, așa. Cam țin minte de data trecută am mers în față și am venit roată și pe urmă am venit iar pe aici. Că n-am știut pe unde se intră. Pentru că aici mai scrie, aici scrie altă firmă, cum ar fi. Segro. Intrada de camioane e aici. Să sun la sonerie, să... Da, du-te, sun acolo la sonerie și... Să deschide partea. Nu ți-a luat vesta? Hai să-mi iau și vesta, că o am aici. Suntem pe avarii. Și se pare că se deschide partea. În sfârșit, că deja m-a așteptat vreo... Mai bine de o jumătate de oră. Între timp a mai venit acolo un coleg. Hai să vedem care-i treaba.
Am ținut cam mult aici. Intrăm, în sfârșit. Vai de mine. Am crezut că ne-au abandonat aici. N-ai. Trebuie să băgăm în rampa 6. Da, rampa 6. Aici la 6. S-o bag la rampă. Ia vezi. Ai uitat? Nu cred eu că ai uitat așa. Trebuie să bagi fix acolo între... Între fiare, ea? Fierele alea. Fiarele alea. Puțin în față. Puțin în față aici. Te îndrepti? Un pic. Dar cum era? Prea aproape acolo? Da. Era prea aproape aici. Trebuie să fie la, la fix, ca altfel. Hai că mă să deschid. Uite cum merge roțile. Merg roțile fix pe lângă. Trebuie deschis rulou, sigilul rupt și am lăsat acolo camionul și mergem în sala de așteptare. Aici în spate vine și colegul. În spatele nostru. Hasta luego. În sfârșit. Pa, camion. Să fii cu minte. Și să le zici să te descarci repede. Cred că numai noi suntem. Cam da. Aici vedem înăuntru. La fiind descarcă. Ba, e aparat. Da. Și cam asta e treaba. Ne luăm o cafeluță. Și... așteptăm să ne descarce. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în acest minunat vlog. Vă pupăcim de nu mă vedeți și vă așteptăm în următorul vlog să fiți tot așa la fel alături de noi. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share, un comentariu, tot ce doriți voi. V-am pupat!